Oltenia are o nouă legătură aeriană cu Italia. Lansarea oficială a cursei aeriene Craiova Forli Italia, care va fi operată de pe aeroportul internațional Craiova, a avut loc la sediul Consiliului Județean Dolj. Noua cursă va zbura începând din luna iunie, fiind operată de către compania Lumi Wings. Președintele Consiliului Județean Dolj, Cosmin Vasile, a precizat faptul că, în ciuda condițiilor speciale și a restricțiilor de circulație care au fost impuse operatorilor aerieni din cauza pandemiei de COVID-19, investițiile vor continua. Ne bucurăm pentru că, dincolo de o nouă cursă spre Italia, avem un nou partener și pe această cale doresc să le spun bun venit celor de la Lumi Wings. În egală măsură, le transmitem că suntem un partener ferm și serios, motiv pentru care sperăm într-o colaborare cât mai lungă, care să se poată materializa și în alte curse pe care le vom opera de pe aeroportul internațional Craiova, a transmis președintele Consiliului Județean Dolci Cosmin Vasile. Odată cu primăvara, autoritățile speră să reintre în normalitate și să redeschidă din rutele suspendate din cauza pandemiei. Autoritățile continuă cu proiectul de extindere și modernizare a terminalelor de plecări și de sosiri, un demers de aproape 6 milioane de euro finanțat din fonduri de la bugetul Județean.